Dumnezeu să vă ajute și pe voi și pe noi care am cântat să vorbim doar despre Iisus. Și după ce plecăm din lumea asta, să zică, bă, oburită la care? Bă, la care tot cu Iisus era în gură. Păi auzit de colega aia, cum a intrat la noi la liceu, Andrei Mureșanu, bă, numai despre Iisus și despre biserică, auzi. Dea Domnul să se vorbească așa despre voi. Păi auzit de băiatul ăla. Bă, ăla numai despre Iisus vorbește. Aș dori. Că e foarte ușor să vorbim despre Iisus. Un pic mai greu să cântăm despre Iisus dacă nu avem voce, dar o ducem până la urmă. Partea complicată este să trăim ca Iisus. Așa cum ați auzit, am fost și eu într-o zi în tabără și când am discutat cu Florin și Ligia despre tema taberei și subiectele din cele trei zile, mi-am ales primul subiect. Ce nume, cine e șeful? Și o să citesc un verset de la care vom porni în seara aceasta și te rog, Felipe, să pui în fața noastră Matei 12 cu 30, o afirmație a Domnului Iisus Hristos, de care cu siguranță biserica nu aude pentru prima dată. Da? Domnul Iisus spune în felul următor, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu strânge, cine nu adună cu mine, sipește, împrăștie. Afirmația Domnului Iisus este una radicală, una care împarte oamenii în două tabere, nu mai multe ca să ne încurcăm. El spune că sunt două opțiuni. Unu, să fim împreună cu El. Hai să fiu mai, într-o expresie mai tinerească, să fiu în gașca lui Iisus sau să fiu în gașca împotriva lui Iisus. N-am o altă gașcă în care să mă refugiez, da? N-am un alt grup. Ori sunt în comunitatea care este cu Iisus, Domnul, ori sunt în comunitatea care este împotriva Domnului Iisus. N-am o altă comunitate pe care aș putea să o aleg. Acum, întrebarea asta, sigur, e o întrebare așa mai tranșantă. Cine e șeful? Pentru că trăim într-un context, într-o lume în care se mai întâmplă și la biserică, vine câte un om, domnule, cine e șeful aici? Cu cine pot vorbi? Mai ales noi românii, nu specific nouă românilor, dar se pare că noi suntem un pic mai activi în zona asta. Cam toți vrem să fim un pic de șef. Cât e cât să fii un pic de șef acolo? Dacă-s doi, tu să fii un pic mai important. Noi așa în familie, cine e șeful? Biblia spune că bărbatul e capul, aia nu înseamnă că bărbatul e șeful. El este capul. A fi capul nu înseamnă a fi șef, așa-i? Cine e șeful clasei? Alegem un șef al clasei. Acum intrăm în clasa nouă, în clasa nu știu care. No, cine e șeful clasei? Cine e șeful de echipă? Așa, sunt mulți șefi. Vom vedea după masa asta, sau ne vom aminti, vom încerca să clarificăm un adevăr fundamental. Că nu tu ești șeful. Nici eu nu sunt șeful. Adică, deși mereu zicem, eu fac ce vreau, nu mă interesează ce zice tata sau mama, eu fac ce vreau. Așa a zis și fratele mai mic din pildă, Domnul Iisus Hristos, tată, dăm partea de avere ce mi se cuvine și a făcut ce a vrut cu ea. Trăim într-un context în care suntem învățați că trebuie să fim liberi. Că trebuie să dăm frâul liber ideilor noastre, ideologiei noastre, gândirii noastre, să ne exprimăm liber, că în sfârșit avem dreptul la exprimare, dreptul la replică, adică facem ce vrem noi. Într-un fel,
Suntem mulțumiți că avem dreptul, zicem noi, să fim șef, să spunem ce gândim, ce ne exprimăm. Vom vedea că, din păcate, dar și din fericire, noi nu suntem șefi. Altcineva e șeful. Și toată tragedia a pornit din Eden. Și haideți să ne amintim, când totul era perfect în Eden, Adam și Eva se bucurau de ambientul acela superb, perfect. Toate erau foarte frumoase, zice textul în Geneza 1 la final. Armonie perfectă. Flori fără spini. Nu trebuia să smulgi buruieni, cum spunea dimineața Cristi, ca să poți sădi legume în locul lor. Tot era perfect. Până când a venit cineva, cea mai șirată creatură, șarpele, și a zis primei doamne Evei. Hai să citim Geneza capitolul 3, da? Geneza capitolul 3, nu vă spun noutăți, n-am pretenția asta, dar mi-aș dori ca Duhul Sfânt să lămurească niște lucruri în viața noastră. Geneza 3, versetul 7, hai citim de la început, versetul 1. Șarpele era cea mai șireată dintre toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. El, șarpele, a zis femeii, oare a zis Dumnezeu că adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, adică pomul cunoștinței binelui și a răului, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el, nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Vă amintiți, Domnul a zis în capitolul 2 lui Adam, dacă mâncați din pomul acesta, veți muri. Da, negreșit. Versetul 4, capitolul 3 cu 4. Atunci șarpele a zis femeii, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Dați-mi voie să vă întreb. A spus șarpele femeii, dacă veți mânca din pomul acesta, veți fi liberi. Asta le-a spus. Asta le-a spus. Nu. Și ce a spus? Dacă mâncați din pomul acesta, veți fi ca Dumnezeu. Versetul 5, da? Veți fi ca Dumnezeu. Ești dacă Dumnezeu e șeful, da? Că e stăpânul, că e creatorul. Și că ei sunt creați după chipul și asemănarea lui. Diavolul nu le-a spus că ei vor fi liberi, ci le-a spus că vor fi ca Dumnezeu. Au ajuns ca Dumnezeu? Da sau nu? Au ajuns liberi? Sau nu? Auzi, noi facem ce vrem în Eden, să știi, șarpe. Ce înseamnă a fi liber, dragii mei? A fi liber înseamnă să nu asculți nici de Dumnezeu, nici de diavol. Ori diavolul aici nu le-a spus că vor fi liberi, ci le-a spus că vor fi ca Dumnezeu. Însă, diavolul i-a prins cu minciuna, adică i-a mințit în sensul că ei, în momentul în care au refuzat să asculte de Dumnezeu, de cine au ascultat de fapt? De diavol. În esență, diavolul le-a împachetat minciunea într-un adevăr aparent, atractiv. Dacă voi călcați porunca lui Dumnezeu, aș putea să parafrazez, veți fi ca Dumnezeu, adică, într-un fel, voi sfidați pe Dumnezeu, veți fi ca El. Dar ei, călcând porunca lui Dumnezeu, în mod implicit, au acceptat sfatul diavolului și din acel moment omul și-a schimbat stăpânul, și-a schimbat șeful. Asta s-a întâmplat. Deci, dragii mei, hai să ne înțelegem. Lucrurile nu sunt complicate. Noi nu suntem oameni liberi. Credem noi că suntem liberi. Și îmi place ce spune un scriitor american, el nu mai trăiește, deși a murit o vârstă fragedă, îl citesc, el spune așa,
Este imposibil să nu te închini la ceva. Fiecare se închine la ceva. Singura alegere pe care o putem face este la ce să ne închinăm. Nu pot spune, eu nu mă închin la nimeni și la nimic. Nu pot spune asta. Singura alegere este la cine să te închini. Nu poți fi neutru. Și el continuă și spune felul următor. Și un lucru deosebit în alegerea Dumnezeului sau lucrului spiritual la care vrei să te închini este că acel lucru la care te închini te va devora de viu, te va consuma, îți va stoarce toate energiile. Dați-o oamenii lui Dumnezeu. Sunt consumați de aceste energii duhovnicești, îi vezi tot timpul alergând. Vorbeam cu Cristi dimineața la 8:30, Cristi Boariu. Zic, Cristi, ești sigur că nu vrei să rămâi să mănânci la noi? La deșeu, zic, nu, frate. Am spus la 12 azi noapte de la evangelizare și trebuie să plec, pentru că la noapte plec în concediu cu familia. Îmi spunea să bine, l-am văzut la evangelizare unde, în Botoșan sau unde? Acum câteva zile. 100 de kilometri și acum au fost aici. Oamenii lui Dumnezeu sunt consumați de slujirea lui Dumnezeu. Oameni care sunt plini de pasiune să facă ceva de dragul Domnului. Ne consumă. Ne folosim toate energiile să slujim Domnului. Și zic unii, mă, dar cât puteți? Cât mai rezistați? Însă, din nefericire, așa de mulți oameni nu sunt consumați de slujirea aceasta lui Dumnezeu și de Dumnezeul cel viu la care ei se închină, ci sunt consumați de alte lucruri. Oameni care sunt devorați de sport, de muzică, de sex, de bani și așa mai departe. Fiecare se închină la ceva. Acum, ideea este că în spatele închinării noastre se află unul din cei doi Dumnezei. Nu există 9, nici 3. Ori ne închinăm lui Dumnezeu, cel viu, creatorul nostru, ori ne închinăm la oponentul lui, la diavol. Și în sensul acesta, iată ce spune Domnul Iisus Hristos în Matei 6:24. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni, în același timp, da? Căci sau va urî pe unul și va iubi pe celălalt, sau va ține la unul și va neglija pe celălalt. Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Și aici cuvântul grecesc Mamona înseamnă bogății sau acumulări materiale, lucruri materiale, ori plasticuri dacă vrei, banalități, mașini, orice, proprietăți, lucruri materiale. Dar în spatele lor există această tendință care a existat inițial în istorie, când diavolul i-a mințit pe Adam și Eva, da? Dacă nu ne închinem la Dumnezeu, dacă nu investim în viața aceasta, în a sluji Dumnezeu, atunci nu avem alt loc în care să investim decât în cealaltă împărăție. Și adevărul numărul 1, noi nu suntem liberi. Adevărul numărul 2, nu putem sluji și lui Dumnezeu și Mamonei. Trebuie să alegem. E foarte important ce alegem. Nu putem rămâne neutri. Mă uitam la tine aceștia și mă gândeam că noi avem un botez în 24, luna viitoare, da? În 24 septembrie. Domnul Florin, poate că în tabăra asta Dumnezeu mai mișcă inima vreunul dintre tineri. Dar sunt și oameni mai vârstă care încă n-au intrat în legământ cu Domnul și ne rugăm ca Dumnezeu până în data de 24 septembrie să mai atragă oameni la împărăția Lui. Dacă oamenii ar înțelege acest principiu că ei de fapt nu sunt liberi și că ei se închină cuiva, dacă nu se închină lui Dumnezeu, n-au altă opțiune decât să se închine celui rău, dacă ar înțelege acest adevăr, oamenii ar privi cu mai mare responsabilitate viața. Și aș mai citi o afirmație, de data asta făcută de Ioan, în 1-a lui Epistolă, capitolul 3:10, o afirmație care mi se pare extrem de scandaloasă. Și dacă o citești unor oameni care nu cunosc pe Dumnezeu, poți fi acuzat că ești ignești. Auziți, 1 Ioan 3:10. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii, hai să, deci 1 Ioan 3:10, da? Hai să așteptăm. L-ai găsit, Felipe? Ok. E, dați-vă. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii
Ți-e și greu să citești, așa-i? Nu că n-ai ști citi. Scriptura ne spune că noi oamenii nu avem prea multe opțiuni. Ori suntem copiii lui Dumnezeu, ori copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Acum, țineți-vă bine, nici cine nu iubește pe fratele său. Dar dacă nu-i de la Dumnezeu, de unde-i? Vă amintiți când Domnul Iisus vorbea cu fariseii? Ei se laudă că sunt oameni liberi. Și că tatăl lor cine este? Avram. Și în final Dumnezeu. Ori Domnul spune, nu, tatăl vostru nu este Avram, pentru că Avram n-ar fi făcut ce faceți voi, adică să mă omorâți. Ci voi aveți ca tată pe diavolul. De ce? Pentru că voi căutați să mă ucideți. Ori el, diavolul, tatăl vostru, este un criminal de la început. Oricine am fi, oricine am pretinde că suntem, orice statut am avea, orice IQ am avea, noi ori suntem copiii lui Dumnezeu, ori copiii diavolului. Nu-i tot una. Noi vorbim de exponența două împărății, de împărăția lui Dumnezeu, împărăția luminii, împărăția veșnică și împărăția diavolului, a întunericului, a satanei. Și Scriptura spune că noi am fost smulși din împărăția satanei și transferați în împărăția lui Dumnezeu. Așa am devenit copii al lui Dumnezeu. Așa prin acest statut, prin har, prin credință. Oricine nu are acest statut, nu are o altă variantă decât să fie copilul diavolului. Deci sunt doi stăpâni, doi șefi. Nu putem sluși în același timp și pe Dumnezeu și pe diavolul. Nu, nu avem cum. Pentru că sunt două împărății contradictorii, în conflict. Încă o dată, nu ești un om liber. Nu tu ești șeful. Doi, ori ești copil de Dumnezeu și El este stăpânul, șeful tău, ori ești copilul diavolului. El este stăpânul tău. Altele adevăr. O întrebare cu care încheiem încet. Cine este șeful tău? Cine este stăpânul tău? Ma nu cred că cineva din sală ar putea spune, domnule, șeful meu e diavolul, stăpânul meu e diavolul. Nu cred. Sau hai să pun altfel lucrurile. Oare ce om și-ar dori ca stăpânul lui, șeful lui, cel ce-l controlează, cel care îi se închină, să fie diavolul? Ce om? Deși, unii știți, în lume sunt oameni care s-au declarat sataniști, care se închină diavolului, care oferă concerte în cinstea diavolului, care se laudă că au făcut legământ cu satana. Cine ne spune mare cântăreț și compozitor, care a ajuns celebru și care mărturisea că a încheiat un contract cu diavolul. Și după aceea a ajuns celebru, a avut vânzări incredibile de discuri. Așa sunt puțini. Și ferească-ne Dumnezeu de astfel de oameni. Dar, de regulă, când vorbești cu un om, mai ales într-o țară ca și România, țară creștină, toți se laudă că sunt creștini. Că l-au pe Dumnezeu ca și tată. Mă întorc la întrebarea pe care am pus-o. Cine-i șeful tău? Dacă aș întreba copiii aceștia, cine-i șeful vostru? Că nu-i mama și tata, știu că nu o să zică. Șeful meu e tata, șeful meu e mama. Că și la tata e mama șef. Nu cred că o zică cineva așa, deși în unele case poate că e așa. Dacă i-aș întreba, cine e șeful tău? Adică tu de cine asculți? Cine îți controlează gândurile? Cine îți controlează emoțiile? Ce faci cu timpul tău? Cui îl dedici? Pentru că poți să zici, șeful meu, stăpânul meu e Dumnezeu.
Dar dacă te uiți atent la felul în care îți trăiești viața, felul în care îți cheltui viața, arată cine este șeful tău, la cine te închini cu adevărat. Cum îți petreci timpul? Ce citești? Ce urmărești pe internet? Ce faci pe Instagram? Ce vezi pe Facebook? Ce povestești cu prietenii tăi, cu colegii tăi? Sau cu prietenii din biserică? Ce subiecte discutați? Și atunci îți poți afla cu ușurință șeful dacă spui că încă nu ești sigur că nu știi. Cu siguranță dacă discuți cu adulții, cu cei măcar de vârsta mea, ei sunt oameni așezați și ei pot specifica clar, ei pot puncta bine și ei pot spune, ăsta e șeful meu. De ce? Pentru că îmi dedic viața lui. Am avut un privilegiu, numesc privilegiu astăzi, au fost câteva familii în biserică la evanghelizare dimineață, venite de prin Maramureș. Și am constatat că două dintre ele vin din Taman, din Franța. Au auzit de Cristi și au venit la slujbă la noi. Și la încheiere am văzut o familie mai tânără și zic că tatăl mamei avem ceva de mâncare pe acasă. Zice, ia găsim ceva. Și zic, haideți la noi la masă. Dar Florin a venit cu altă idee și zice, hai mergem să mâncăm împreună în altă parte tot. Și ne-am dus și cu familia lui Florin. Și am stat de vorbă la ora 3 și ceva ne-am întors acasă de la restaurant. Dar am cunoscut niște oameni cum se numesc catena speciale? Vreau să fac aici o paranteză. Oricum, căutător de Dumnezeu, mulțumesc catena. Ce am constatat, dragii mei? Că orice întâlnire cu oameni pe care în viața ta nu ai văzut, te îmbogățește spiritual pentru că întâlnești experiențe ale semenilor tăi pe care nu le-ai auzit. Și aceste experiențe, vorba tăinei în căutarea lui Dumnezeu, te îmbogățesc. Nu vă pot spune aici ce au împărtășit cu noi, dar am rămas uimiți ce fel de oameni îl caută pe Dumnezeu. Și surpriza plăcută a fost când ei au zis, noi am venit să stăm de vorbă cu Cristi, dar era prea ocupat. Și Dumnezeu a decis să ne dea pe mâna dumneavoastră. Și rețineți, oameni care caută pe Dumnezeu, Doamna era ortodoxă. El încă ne decis, măcar că este botezat undeva într-o biserică, nu departe de noi, dar ea era indecisă, da? Și zice, Doamne, noi avem întrebări, dar avem întrebări multe. Și zice el, noi atâta discutăm și acum pe drum până unde locuiesc ei, departe de noi, zice, o să discutăm acum, o să avem întrebări să le frământăm. Rețineți, ea ortodoxă, el recent botezat, dar încă neașezat, și au întrebări serioase. Zic, dacă vreți, eu vin până la voi, 2 ore de mers cu mașina, să povestim într-o seară. E uimitor să vezi oameni care până nu de mult erau sub autoritatea unui alt stăpân și acum a avut harul să-și schimbe stăpânul printr-o intervenție supranaturală, nu în urma unei evanghelizări într-o biserică. Extraordinar! Adică el a zis, Domnule, eram în pușcărie, într-o altă țară, nu aici. Mi-a seama că nu-i în ordine cu mine și am prins 2 cărți. Știam de autor, mi l-a spus. Și când am citit acolo despre iad și m-am gândit că eu sunt aici într-o pușcărie pe pământ, trebuie aștept să ies de aici. Dar ce va fi să fiu într-o pușcărie eternă, a zis el. Și asta m-a dat peste cap și am zis, nu se mai poate să trăiesc așa. Și apoi o întâlnește pe această femeie tânără. Și a zis, de când am cunoscut-o pe ea, acum sâmbătă să vor cununa, viața mea s-a schimbat. Adică omul ăsta și-a schimbat șeful. Până atunci făcea ce-a vrut el, a crezut el, dar și-a dat seama că de fapt face lucrările diavolului.
Cum spunea Hristos de pe farisei, voi faceți lucrările diavolului, a tatălui vostru, care nu-i Dumnezeu, nu-i Avram, ci este diavolul, care este un criminal. Numai voi vă cunoașteți viața, copii, și noi ne-o știm. E simplu să-ți identifici șeful sau stăpânul, pentru că tu asculți implicit de el. Uneori, involuntar, faci ceea ce el îți spune în minte. Fie lucruri care sunt constructive și aduc viață, fie lucruri destructive care duc la moarte, și la moartea ta, și la moartea semenilor tăi. Deci, cine e șeful tău? Nu întreb cine ai vrea să-ți fie șeful. Cine e șeful tău până în momentul ăsta? Adică de cine asculți până în seara asta? De cine ai ascultat astăzi? Nu-i complicat, așa e? E complicat? Sami, e complicat? E foarte simplu, așa e, Sami? Felipe, e complicat? Luchi, simplu! Ia vezi ce ai făcut astăzi, vezi cum ai gândit astăzi, vezi ce ai vorbit astăzi și o să-ți dai seama cine e șeful tău. Acum, dacă îți dai seama că lucrurile nu merg bine în viața ta și ești într-o direcție greșită, tocmai de aceea ai ocazia ca în după masa asta să zici: Doamne, Tu știi în ce direcție am apucat-o. Tu știi că nu-s bine, măcar că mama și tata habar n-are ce fac eu. Ei cred că-s beat cu minte, că-s fata ascultătoare și cu minte. Tată, care ești în cer, te rog, dă-mi puterea să-mi schimb șeful și să intru sub autoritatea ta. Vreau că acest bărbat și-a zis: din multele lucruri rele care le-am făcut, știți, Domnul, mai este ceva, și mi l-a spus el acolo, ni l-a spus că era mai mult. Ei, lucrul ăsta. Și am zis, lucrul ăsta e destul să te distrugă. Pentru că ce face diavolul? Câte vreme am fost șef, o stat liniștit, dar în momentul în care Evanghelia ne atinge cu puterea ei și Duhul Sfânt pătrund de noi și ne mutăm spre Împărăția lui Dumnezeu, diavolul spune: ok, dar lasă-mă încă un pic, uite, numai asta. Și scăpăm de păcate grosiere, monstruoase, grave, dar rămâne câte ceva așa mărunt. Și am spus acestui bărbat, zic: știi, tu l-ai lăsat pe diavolul în chirie în una din cămăruțele inimii tale. Adică ai agreat cu el să mai faci prostia. Prostia asta, că nu e așa de mare ca altele. Adică hai să dau un exemplu. Ce diavolul? Auzi, tu ai consumat droguri. Nu mai te mergi la biserică, auzi, da. Postele mai ușoare acum, nu alea grave. Auzi, tu ai consumat bere până acum. Acum, nu tăia scurt, că te doare stomacul. Ia bere fără alcool. Diavolul e foarte șmecher. Adică el știe că e în pericol să îți schimbi stăpânul și încearcă să se lege de tine de niște lucruri aparent nu așa de grave. În tabără vorbeam cu un băiat, zice, eram la masă acolo mai mulți tineri și zice el: frate, știți că și eu m-am botezat. Pa, zic, mă bucur, unde? Mi-a spus unde. Și zic, care e viața ta acum, dacă ți-ai schimbat șeful? Apoi zice, acum nu beau așa de mult și nu spun așa de multe înjurături. Și-a schimbat șeful sau nu, ce ziceți voi? Și l-a schimbat? Știi, de când mi-a schimbat stăpânul, nu înjură așa de mult și nu fac așa multe prostii, fac așa mai puține. Vorba lui Hristos spunea, vrea să facem 5 păcate pe zi. O să nu fac numai câte unul pe zi. Aia nu înseamnă că ți-ai schimbat șeful. Când îți schimbi șeful, îți schimbi viața. Uneori înseamnă să schimbi clasa, colegii, școala, înțelegi? Prietenii, gașca. Tu te muți din gașca celui rău în gașca Domnului Iisus Hristos. Tu urăști viața dinainte. Îmi spunea acest bărbat la masă, ce, domnule, mă sună unul din gașca mea: bă, te-ai pocăit? Da. Zice, m-a și scos din agenda lui, mi-a blocat numărul de telefon. Dar nu numai unul, a zis, domnule, mai mulți. Când au zis ce am făcut, bă, și am crezut că tu ai glumit. Gata, am terminat-o cu tine. Am să-ți pară bine că ai scăpat de oameni de ăștia. În momentul în care îți schimbi stăpânul, oamenii din jur își dau seama. Nu e ceva specific pentru tine și nu știe nimeni.
Nu, nu există. E ca și cum, nu, uite, am familia diaconă, el și-a schimbat locul de muncă, așa e? Și-a schimbat geabul că el lucra foarte aproape, la câțiva pași de casă. Ama, e simplu când ai familie mare și mergi pe jos câțiva pași, vii acasă și mănânci. Ei, și-a schimbat locul de muncă și merge la câteva zeci de kilometri. Toți știm din biserică, care cunoaștem, că și-a schimbat patronul, așa e? Așa e și în relația cu Dumnezeu. Când ți-ai schimbat stăpânul, dacă până erai slujit diavolului și dacă mă slujești lui Hristos, Domnul, toată lumea știe. Vorbește altfel. Îți schimb garderoba. Dirigintele observă. Mă, ce s-a întâmplat cu tine? Colegii de școală remarcă. Mă, ce-i cu tine tu? Ce s-a întâmplat cu tine? Ești bolnavă? Că nu mai vii cu noi la o țigară în pauză, nu mai vii la un par, ești bolnav? Ori te-ai pocăit? Mă întorc la întrebare. Cine e șeful tău? Și îți dau un sfat pe care l-aș da la oricine, oricine ar fi. Dacă încă n-ai intrat sub autoritatea Domnului Iisus Hristos, n-aștepta până mâine. Mă zice, frate Nelu, am acum o întâlnire cu prietena mea, trebuie să-i spun ceva, de mâine gata. Cum spunea cineva, auzi, înainte de botez, hai să trag un chef pentru ultima dată, un chef așa de pomină. Cum? Cum? Nu mâine. Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Dați-mi voie să citesc ce spune Mântuitorul nostru drag în Ioan în capitolul 10, ca să vezi diferența enormă între cei doi stăpâni, între cei doi șefi. Ne-am zis șef să sune mai adolescentin, mai tineresc. Da? Ioan, capitolul 10, hai să auzim ce spune Hristos, Domnul. Ioan 10, da, versetul 10 îl citim doar. Ioan 10 cu 10, ca să țineți minte, o afirmație de nota 10, dragi tineri. Valabilă nu numai pentru tineri, ci pentru noi toți. Vorbește Hristos, Domnul. Hoțul? Cine e hoțul la care se fere Hristos? Cine e hoțul? Diavolul. Am putea spune, diavolul nu vine decât să fure, să înjunghie, să facă prăpăd. Asta e unul dintre stăpâni. Al doilea stăpân este însuși Hristos. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Acum, cine e nebunul ăla? Ca să spună, eu vreau ca stăpân pe cel care vine să mă fure, să mă junghe și să mă prăpădească, să mă distrugă, într-un cuvânt. Îl vreau pe ăsta. Cine-i nebunul ăla? Nu-i așa că toți am vrea ca stăpân, ca șeful nostru, pe cel care ne duce viață și încă o viață din abundență, o viață plenară. Ce tânăr ar vrea ca stăpân pe cel care vine să-i fure puritatea premaritală? Să-și bată joc de el prin tot felul de adicții, de dependențe, alcool, droguri, pornografie, așa mai departe, care distrug. Cine-i omul? Cine-i tânărul acela? Cine-i adultul acela care vrea în viața lui pe cineva, un stăpân care să-l distrugă sistematic, să-l terorizeze, să-l termine, să-l chinuie? Cine-i nebunul ăla? Știți, un ultim pasaj, ca să vedem ce în stare să facă stăpânul ăsta pe care Domnul Iisus îl numește hoț. Haideți cu mine. În Marcu, în capitolul 5. Marcu 5 cu 2. Sunt cele mai cutremurătoare
întâmplări din Biblie. Când a ieșit Iisus din corabie, l-a întâmpinat îndată un om care ieșea din morminte, din cavouri, stăpânit de un duc necurat. Omul acesta și avea locuința în morminte și nimeni nu mai putea să-l ține legat, nici chiar cu un lanț. Asta nu a mers la sală, băieți, dar avea fibră. Nu la proteine, nici vitamine, dar ăsta avea forță. Căci de multe ori fusese legat cu picioarele în obezi și cu cătușe la mâini, dar rupsese cătușele și sfârmase obezile și nimeni nu-l putea domoli. Adică nu existau lanțuri și cătușe care să-l țină legat pe ăsta. Legea era neputincioasă în dreptul lui. Ia auziți, întotdeauna, zi și noapte, stătea în morminte și pe munți, țipând și tăindu-se cu pietre. Se autoflagela, dar își făcea răni. Asta avea o forță teribilă în el. O forță supernaturală. Pentru că era sub autoritatea diavolului. Ce auziți? Când a văzut pe Iisus de departe, a alergat și s-a închinat și a strigat cu o glas tare: ce am eu a face cu tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui Preanalt? Te jur pe numele lui Dumnezeu să nu mă chinui. Dați-mi voi să întreb, copii, ce chin mai mare decât a avut până atunci? Ce chin? Eusebiu, dragă, ce chin putea mai mare peste el? Ce chin? Se chinuia singur, da? Se autoflagera, se autodistrugea. Și că vede pe Iisus Domnul Păcii, să nu mă chinui, ce chin mai mare. Dar n-a strigat omul sărac, a strigat Duhul cel rău din el. Hai să zicem mai departe. Căci Iisus îi zicea: Duh necurat, ieși afară din omul acesta. Care ți este numele? L-a întrebat Iisus. Și el nu a zis Ionică sau Marcel. Care ți este numele? Numele meu este Legiune, a răspuns el, pentru că suntem mulți. Și îl ruga stăruitor pe Iisus să nu îi trimită din ținutul acela. Știți că acolo era o turmă de porci și Domnul poruncește acelei legiuni, acelei mulțimi de demoni să intre în porci și omul nostru este eliberat și a schimbat stăpânul. Lași tineri. Și nu numai, trăim într-un context și în România extrem de periculos, în care diavolul, pentru că știe că nu are multe vreme, și-a pornit toate motoarele distructive împotriva generației acesteia. Într-un context atât de complicat și de periculos, Domnul Iisus încă prin Evanghelie mă întreabă: nu vrei să-ți schimbi stăpânul? Nu vrei să vii sub autoritatea mea? Veniți la mine toți cei tudiși și împovărați ca să vă dau odihnă. Dați tineri. Știu că și la vârsta de 14, de 15 ani, încă aveți păcate suficiente și aveți nevoie de mântuire. De aia sfatul meu este, dacă încă nu aveți siguranța că Domnul Iisus este stăpân al vieții voastre, în după masa asta, luați o decizie de a vă schimba stăpânul. Pentru acest nume Domnului Iisus Hristos, frați și surori, cei care de multe vreme intră sub autoritatea stăpânului vieții, a Domnului Iisus Hristos, a lui Dumnezeu Tatăl, să avem grijă cum trăim. Nu doar să declarăm, să proclamăm că El este stăpân, ci să lăsăm viața noastră să confirme cine este stăpânul nostru. Cine e șeful tău? Domnul Iisus spune: vino după mine, adică după El. Adică, hai, dă-mi voi să fiu stăpânul tău. Și zic: Doamne, îndură-te de toți tinerii bisericii care sunt în sală în această seară. Și ia-i sub stăpânirea, sub autoritatea ta. Și pe toți cei prezenți, păzește-ne de hoțul care are o misiune distructivă și atrage-ne cât mai aproape de inima ta.
Amin.